dragi pescari, din câte se poate observa, sunt un lac comercial pe o fostă balastieră și practic o tehnică foarte dragă mie, în special în perioada de vară, și anume pescuitul la suprafață la crab și amur. Acest pescuit se face înădind doar particule și este un pescuit la plută. Teoria de bază este că peștele vine la zgomot, urcă la suprafața apei și de acolo încercăm să-i prindem. Momentan sunt în drill cu al doilea pește, care e tot un amur. Primul a fost unul de vreo 5-6 kg, acesta pare unul un pic mai mare. Hai să vedem dacă putem să-l băgăm. Bun, vă prezint al doilea pește al zilei de azi. Un amur superb pe care îl eliberez repede, repede, repede să încercăm să prindem alții. Și-a plecat. Dacă tot am reușit să vă arăt un drill cu un amur superb, o să încerc să vă explic pas cu pas cum practic eu acest stil de pescuit. Începem cu echipamentul. Avem nevoie de o lansetă de plută, o lansetă de meci. Aici am o lansetă de la Preston superă de 4,2 metri. Iar montura este una foarte simplă. Nu știu cum să vă arăt, că am aici un pom. Așa, poate acum. Deci, pe firul principal am tras un stopper, după care o agrafă cu vârtej, după care urmează alte două stopere, o buclă, și în acea buclă introducem struna. Acum, în ziua de astăzi, pescuiesc cu porumb pe fir de păr, porumb cu care și nădesc. Strategia este foarte simplă. Apelăm peștii la suprafața apei. Sunt perioade, după cum bine știți, mai ales în perioada caldă, când după o anumită oră a zilei, peștele nu mai coboară pe substrat, nu se mai hrănește pe substrat. În acele momente, cu tehnici clasice de coșuleț sau metod, este foarte greu să-i prindem, însă este un stil care funcționează în special pe ape adânci, cum avem de față, avem o balastieră unde avem adâncimi de 4-5 metri în zona de pescuit. Și pescuitul este foarte simplu, dar foarte, foarte mult, avem foarte, foarte mult de lucru. Cel mai important aspect al acestei tehnici este nădirea și avem nevoie de o praștie sau două sau trei, pentru că dăm foarte mult și elasticele să mai coc. Nădim 4-5 boabe de porumb, nu foarte multe boabe, pentru că încercăm să creăm competiție. Eu de obicei nădesc de două ori, după care lansez pe zona nădită. Și de foarte multe ori trăsăturile vin imediat după lansare. Stau pe trăsătură undeva la 10 secunde, timp suficient să-mi coboare strună de 80 de centimetri. Dacă nu-mi pleacă în astea 10 secunde, scot afară și repet procedura de nădire. Una, două,
lansă. De când pescuiesc de vreo oră, cred, am avut în jur de, nu știu, cred că 3 trăsături și 3 line bite-uri. Sunt foarte multe line bite-uri la acest stil de pescuit, în special atunci când este foarte mult pește la suprafață. Secretul este să nu dăm contră la prima semnalizare a plutei. Trăsăturile corecte sunt atât de violente încât o să vedem, după dispariție plutei, de multe ori vedem linia cum pleacă. Dar ideea e să lăsăm pluta să se scufunde și să stăm în 2-3 secunde. Mărăm 101, 102 și dacă pluta n-a ieșit, dăm contra. M-am grăbit. Numai ce vă spuneam, să stați pe trăsătură și m-am grăbit. Dar este semn bun că peștele este acolo, încă nu este ceea ce îmi doresc. Dar cei care umblă pe balta feldioara știu că amurii și crapii se ridică în special în orele de după masă, când e foarte cald deja afară. Da, ați văzut cât de repede a venit și trăsătura asta și văd valurile cum pleacă pe apă, ceea ce îmi dă de înțeles că a fost un line bite. Probabil am lansat direct pe pește, dar ei sunt acolo, ceea ce e un fapt foarte, foarte îmbucurător. Acest pescuit nu se prea practică la noi, din păcate, dar pentru mine este una dintre tehnicile mele favorite când vine vorba de pescuit pe lacuri comerciale. Echipament n-avem nevoie de foarte multe. O lansetă de maci. Un fir semi-scufundător sau plutitor chiar. Câteva plute de diferite greutăți. Praștie și niște particule. Pentru nădit merg foarte bine și peleții mari, de 8 și de 11 mm, dar la feldioara peștele este atât de bine hrănit și învățat pe porumb, încât n-avea rost să investim în peleți pentru partida de astăzi. Pe suport am pregătit 3 lansete, un match de 4.20, o lansetă pellet wagler de 3.30 și am o super SL pentru pescuit la plumb. La acest stil de pescuit cu particule este foarte important să avem și un băț pe plumb eventual, pentru cazul în care peștele coboară. Dacă nu avem semne sau trăsături în jumătate de oră sau o oră, merită să încercăm pe același vat, să încercăm cu mânturi. Opa! M-a tras bățul din mână. A scăpat. Da, cred că a fost agățat pe din afară. Deci, cum vă spuneam, dacă cumva la suprafață nu vedeți activitate în jumătate de oră, o oră, atunci este tot timpul de bun augur să aveți o lansetă pregătită pentru substrat. De obicei, eu prefer montură cu plumb, în care nu duc nade deloc. Aș putea să încerc la metod sau la coșuleț, dar prefer plumbul.
Acest stil nu este pentru pescarul leneș, nu este recomandat pentru pescarul leneș, pentru simplu motiv că trebuie să fii cu praștea în mână în continuu. Și încă un rateu, iarăși m-am grăbit. A tras cam pe finalul coborârii cârligului, cred, s-ar putea ca peștele să fie mai jos. Se poate verifica foarte simplu. Pur și simplu schimbăm adâncimea, tragem un pic opritoarele mai sus, mărim adâncimea, acum sunt la 80 de centimetri, ceea ce cred că îmi dă undeva la poate 8-10 secunde coborârea cârligului. Și dacă văd că nu sunt trăsături, pot să măresc adâncimea. Regulile sunt foarte simple. Dacă sunt foarte multe ratări, micșorăm adâncimea. Dacă nu sunt trăsături, putem să mărim adâncimea apei. Da. Deci trăsătura vine destul de târziu, ceea ce înseamnă că s-ar putea să fie pești mai jos. Așa că o să modific puțin adâncimea și vă arăt cum se face. Mutăm acest topper un pic mai sus și celelalte două ducem între. Și lăsăm un pic, un 2 cm, mie îmi place să las să culiseze un pic, pentru că nu lovește atât de tare în opritoare. Bun, am mărit adâncimea, m-am dus de la 80 la 1 metru aproximativ. Să vedem dacă se schimbă ceva. Da, a fost toată treaba, a fost de adâncime. A fost un pic mai jos peștele, care în cazul meu este tot un amur. Am văzut coada. Am venit împreună cu doi colegi de club la pescuit. Ei amândoi pescuiesc cu monturi de substrat, unul cu metod, unul cu coșuleț, și încă nu au prins pește. Iar eu sunt al treilea. Acum, nădirea trebuie menținută. Ținem firul întins și continuăm nădirea, nu putem să lăsăm vadul. Chiar dacă sunt în drill, nădirea continuă, nu putem să ne oprim.
n-ai cum. Doamne, ce pescuit! Și după o luptă epică avem încă un amur. Avem încă un amur în mincioc. Am ghițit destul de bine. S-a nevoie de degorjor. Acest lucru înseamnă că se hrănesc foarte bine. Și acum o să încerc să vi-l arăt. Splendidul amur, unul dintre amurii de la Feldioara. Înapoi și prindem altul. Ești tândrie? S-a văzut acum cât de repede vine trăsătura. Și cum am tot nădit și zona de nădire este tot mai mare, nici nu mai trebuie să dau foarte aproape de malul opus. Cum ați văzut, este un pescuit spectaculos. Personal nu înțeleg de ce nu sunt mai mulți care îl practică, mai ales vara. Poate să dea niște satisfacții extraordinare. Atât la crab, cât și la amur. Încă nu este gata pentru mincioc. Perfect. Haideți să facem așa și o rezolvăm. În partea aia către Chișo, cumva, pe acolo e timp de ceva. Dar nu o să fie chiar acolo, că cumva aici vom pierde. Ai văzut ce lumânare au făcut? N-ai cum. Așa sunt peștii de la Feldioara. Calitatea apei este una superioară și peștii sunt într-o formă fizică extraordinară. Nu este mare amur, undeva la 4-5 kg doar, dar îmi oferă o luptă cu pe 500 de fiecare dată. Nu, încă nu.
Doamne, câte... S-ar putea să fie mai mare de 5 kg. E prea mare să vi le arăt aici, mergem la saltea. Și uite aici, amurul cu numărul 7-8, nici nu mai știu. Da, s-au adunat în număr foarte mare deja. Am găsit și adâncimea la care prind cel mai bine este undeva la 80 de centimetri. Și prind numai amur momentan. Dar spectacol. Deci pescuitul este spectacol. Un sfat care pot să vă dau la pescuitul amurului la pellet waggler, să nu folosiți antireturul. La crap îmi place foarte mult antireturul, dar aproape de mal, amurul are plecări atât de violente încât ar putea să vă rupă un deget antireturul sau să vă facă macrameu pe tambur, pentru că sunt foarte energici și dinamici. Am prins mai înainte un amur, mi-a sărit de 3 ori din capul de mincioc. Și de fiecare dată când ai crede că este obosit, mai faci o tură. Cum ce puterea. Trag de ei. Forțez echipamentul la maxim, am principal de 0.23, float max și forfac de 0.20, click de 10. Trag maxim de pește și totuși nu vine. Secretul succesului a fost nădirea. Chiar și în drill nu putem să neglijăm vadul. Dacă vrem să avem trăsături în mod continuu, în mod constant să avem pește pe vad, nu putem neglija nădirea, chiar dacă drill-ul durează 10, 15, 20 de minute. Nu știu dacă am spus-o până acum sau nu. Am pe masă 3 feluri de porumb. Am un porumb fermentat. Porumb de cotarcă lăsat la numai aici fiert împreună cu zahăr. Și o cutie de conservă de porumb bonduel. Bonduelul, din păcate, nu pot să dau cu praștea până acolo. Și am nădit doar din mână vadul de sub picioare. Iar afară doar porumb tare. Mă ce? Vai de capul meu. Am avut noroc cu peștele ăsta, i-a sărit câligul din gură exact după ce l-am băgat în mincioc. Încerc să vi-l arăt și dăm drumul. Dacă reușesc. Superb pește. Așa, cu grijă, ai dat drumul.
vorbit. A avut dreptate paznicul azi dimineața, a spus că cum se încălzește mai tare, o să vină mai bine amurul. Și aparent are dreptate. Vin deja în număr foarte mare. Ai văzut trăsătura? Încă o trăsătură spectaculoasă pe cădere. Cam asta se întâmplă când densitatea de pește e mare, calitatea apei este foarte bună și strategia de nădire funcționează. Foarte bine s-a înțepat și acest pește în interiorul gurii. Ar vedea seama că dacă reușim să creăm competiție între ei, nu mai stau pe gânduri. Nu se gândește amurul dacă să ia în gură porumbul care pică sau nu, ci îl ia necondiționat. De aceea avem acele trăsături violente și în timp foarte scurt. O să încerc să vi-l arăt. Le eliberăm și continuăm distracția. Încă un amur superb de feldioară. Hai, te pune la următorul. Nu cred. Ați văzut în direct încă o trăsătură la 5 secunde? Nu cred, ce pescuit spectaculos. Incredibil. Bă, n-ai cum, ce frumos pescuit, incredibil. Feldioara tocmai a devenit a doua mea baltă preferată pentru pescuit pe lacuri comerciale. Ca să nu se supere nimeni, nu spun care e pe primul loc pentru mine. Hai, tati. Nu vrea. Haide capul.
taie. Trei, mă. Ăsta e cel mai mare pe azi, până acum. Am un pic. Nu plumb să vezi. Am bizuit, uite cum staua mă de acolo, frate. Eu nu-i văd, că n-am cucheț. Uite să-i vezi, că la plută. Ăștia nu mă așteaptă să pice bobile, așa-i? Da, da. Haide să fac și eu, să te mă duc cu asta. Asta e cel mai mare. Dar chiar lui. Cred că dacă aș fi cântărit, aș fi avut medie de 6, 7, hai de casă mea. Du-te mă că ăștia sunt mai mari de 5. Spectacol. Acum e rău cuvântul. Da. Domnule, pică, pleacă, mă, n-ai cum. Uite-mă cum trag de el, bă, pe norocul să-l bat. Peștii sunt încă acolo. În ultimele două ore nu cred că am avut lansare fără trăsăture. Voi face acum ultima lansare și ajunge pentru pentru emisiunea de astăzi. Aș vrea să fac o recapitulare înainte să finalizez cu un posibil drill această partidă. Această tehnică este una foarte activă, mie personal mi-este foarte dragă. Astăzi a funcționat perfect. Din păcate n-am reușit să prind crab pentru că amurul a pus stăpânire pe suprafața apei. La ultimele lansări, la ultimii pești, la, nu știu, 5-6 secunde maxim vine trăsătura. Cel mai mult am pescuit cu plută de 6 grame, iar la cârlig am avut pe quick stop, am pus porumb cu care am și nudit. Cârlig de 10 am folosit. Dacă sunteți curioși care, am folosit modelul de la Preston KKH, numărul 10, dar puteți folosi orice alt model de cârlig. Ideea e să aibă ochetul orientat înspre exterior pentru a închide pentru a forma un unghi destul de bun cu boabă de porumb tras pe quickstop. Vă recomand cu mare căldură să încercați acest stil de pescuit. Nu este costisitor, puteți să vă luați o lansetă de maci și o mulinetă până în 400-500 de lei buget.
Iar ca și material în înrădire aveți nevoie doar de câteva kilograme de porumb. Mergeți în eu am luat în piață cu 2 lei kilo, am fiert porumbul acasă și funcționează perfect. Dacă îl fierbeți, e suficient de moale încât să intre pe Quickstop. Dacă tot suntem la acest capitol, o să vă arăt și cum arată boaba de porumb. Boaba trebuie să fie cât mai aproape de tija cârligului. De aceea am făcut firul de păr foarte scurt, pentru ca înțeparea să fie cât mai rapidă și agresivă. Astea fiind spuse, o să mai prind un amur la Wagler, după care încheiem emisiunea. Ia să vedem, pleacă pe cădere. Cum să nu plece, mă? Ești nebun. Amurii sunt foarte activi și mănâncă mult. A fost un pescuit extraordinar pe care personal îl recomand să-l încercați. Știu că lumea în era modernă a pescuitului cam trage spre metod și pescuitul la plută poate părea ceva foarte dificil și foarte dificil și foarte limitat, pentru că adevărul e că nu putem, în acest stil de pescuit nu putem pescui mai departe de 25-30 de metri. Dar sunt foarte multe lacuri unde în 25-30 de metri puteți prinde pești. Din păcate, acest pește a rupt. A rupt linia, adevărul e că l-am și forțat cam tare. Sper că am reușit să vă fac poftă cu acest stil de pescuit. Sper să practicați mai mulți dintre voi, chiar merită. Dar acum vă las și vă urez fâr întins la toți.